Jurnalismul nu este doar o meserie, este o vocație, este un mod de a trăi. Iar jurnalistul își riscă uneori viața pentru a-ți aduce informația, pentru a-ți arăta adevărul. Este de cele mai multe ori un profesionist în prima linie, chiar și pe teatrele de război. Pentru Dana Popescu a fost inconștiență, o recunoaște chiar ea. Avea 23 de ani când a plecat să relateze pentru Radio România despre războiul din fosta Iugoslavie. A acceptat imediat propunerea. Pentru ea, războiul era un lucru intrigant pe care voia să-l înțeleagă. Tatăl ei luptase în al doilea război mondial. Directorul general al radioului pe vremea aia a venit la mine cu o zi înainte și mi-a spus: vrei să pleci la Belgrad? I-am spus da, bineînțeles, vroiam să fiu acolo. Am văzut ce înseamnă suferința, ce înseamnă durerea fizică, ce înseamnă moartea. Și-a dat seama de realitățile războiului abia când a văzut un maldăr de puști, a fugit în cameră și a început să plângă. Atunci a făcut această alegere, să fie jurnalist, și a fost corespondent de război timp de 10 ani. E prima femeie din România care a ales această meserie. Când era în Bosnia și se luptau serbii cu bosniaci, era simplu că vedeai tunul aici, vedeai tunul aici și vedeai că în cazul bombardamentului la NATO nu știai de unde. Deci putea să explodeze oriunde lângă tine, momente în care ți-e frică ție pentru viața ta, dar în același timp nu te gândești la asta, te gândești la dimensiunea jurnalistică. Sunt și jurnaliști care caută adevărul cu orice preț. Îți prezint acum trei povești care s-au încheiat tragic. Defne este jurnalista malteză care a făcut dezvăluiri în celebrul scandal Panama Papers. A scris despre corupția din guvern, nepotism și acuzațiile de spălare de bani ale înalților demnitari. În octombrie 2017, Defne a murit în apropierea casei ei din Malta. O bombă a explodat chiar sub mașina în care se afla. În 2013 fusese arestată la doar 2 ore după ce a publicat un articol despre liderul opoziției din Malta. I was arrested, I was told, because of an article I published about the leader of the opposition. I have no evidence that I was arrested at the Labour Party's request. Who on earth would have an interest in reporting me to the police? My article went up at 7 o'clock in the evening, and 2.5 hours later, by 9:30, the police were already at my gate. Javier Valdez a fost unul dintre cei mai prolifici jurnaliști de investigație din Mexic. An de zile a scris despre traficul de droguri și cartelurile implicate. A colaborat și cu presa internațională timp de 10 ani. Pe 15 mai 2017, la doar un colț de redacție, a fost împușcat în mijlocul străzii. Președintele mexican a spus că este o crimă rușinoasă. Who is killing people on the street? Who distributes the drugs? You need this information in order to know what you're going to publish, and most importantly, what not to publish. I continue to write. This is my passion. This is my work. I take antidepressants, sleeping pills. I need them. În 2018, Ian Cuciac a fost împușcat de 2 ori în piept cu o armă de 9 mm. Era cu logodnica lui în casa lor de lângă Bratislava. Martina a fost împușcată în cap. Ian avea doar 27 de ani. Scria despre evaziune fiscală și delapidări din fonduri europene asociate partidului aflat la putere în Slovacia la acea vreme. A fost ucis înainte să termine investigațiile care legau unii politicieni slovaci de crimă organizată italiană. Premierul de atunci a promis o recompensă de 1,2 milioane de dolari pentru orice informație legată de criminali. We have our suspicions and we're confident that it was connected to his investigative work.